Școlile vor fi închise mâine în toată țara din cauza gripei. Decizia a fost luată de Ministerul Sănătății și de cel al Educației. Astfel, copiii vor putea evita expunerea în colectivități timp de 4 zile, de joi până duminică. Potrivit unui ordin semnat de Ministrul Educației Ecaterina Andronescu, elevii vor recupera materia până la sfârșitul semestrului sau al anului școlar prin măsuri stabilite de conducerile unităților de învățământ. Măsura închiderii școlilor a venit în urma creșterii alarmante a cazurilor de gripă. Până acum s-au îmbolnăvit peste 520 de persoane și s-au înregistrat 34 de decese. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a precizat că autoritățile vor continua triajul epidemiologic în unitățile de învățământ săptămâna viitoare, odată cu reluarea cursurilor.